o antenă verticală de unde căutăm notele și o antenă orizontală de unde reglăm volumul. Să vedem și noi cum sună tereminul și cum se folosește el. Nu știu să cânt la teremin deloc. Cu alte cuvinte, doar vă arăt cum funcționează acest instrument. Pe vremea când nu existau calculatoare, toate efectele sonore erau făcute în filme cu tereminul. Aveam un film cu fantome, de exemplu. Îl chemam pe omul cu tereminul să ne facă efectul pentru fantomul. Sau putem să cântăm ceva mai modern, dacă vrem. Ce trebuie să ținem minte despre acest instrument, dragii mei? Este singurul din lume care ne lasă să cântăm fără să-l atingem. Doar mișcându-ne mâinile prin aer. Toate celelalte instrumente muzicale necesită contact pentru a cânta la ele. Fie că sunt instrumente cu coarde, cu clape de percuție sau de suflat.